Un accident rutier a avut loc în această după-amiază în municipiul Drobeta-Turnul Severin, după ce un șofer nu a oprit la indicativul stop. În urma accidentului au fost soldate două victime. Un tânăr în vârstă de 19 ani din localitatea Șimian, în timp ce conducea un autoturism pe strada Matei Vasilescu la intersecția cu George Coșbuc, a intrat în coleziune cu un alt autoturism condus de o femeie în vârstă de 50 de ani. Un tânăr de 19 ani din localitatea Șimian, în timp ce conducea un autoturism pe strada Matei Vasilescu la intersecție cu strada George Coșbuc, a intrat în coleziune cu un alt autoturism condus de o femeie de 50 de ani din aceeași localitate. În urma impactului a rezultat rănirea unui pasager din autoturismul condus de tânăr și a conducătoarei auto de 50 de ani, ambii fiind transportați la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauza a fost atomit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În urma impactului a rezultat rănirea unui pasager din autoturismul condus de tânărul din localitatea Șimian și a conducătoarei auto de 50 de ani, fiind transportate pentru îngrijiri medicale la Spitalul Județean de Urgență din Mehedinți.